De astăzi și până duminică, municipiul Cluj-Napoca este gazda campionatului european de tenis de masă, competiție pentru sportivii cu vârste sub 21 de ani. România este prezentă cu un lot format din 10 sportivi, 5 fete și 5 băieți, iar printre aceștia se numără și sportivul de la CS Voința Câmpulung, Iulian Chirița. Astăzi, în prima zi a competiției, tânărul jucător mușelean a stat, în proba de simplu urmând să debuteze direct pe tabloul principal. Joi va juca la dublu mixt alături de Bianca Meiroș, iar vineri la dublu masculin avându-l partener pe polonezul Rezimski. Ajuns pentru un cantonament la Cluj-Napoca cu o săptămână înainte de startul competiției, sportivii români au petrecut o după-amiază relaxantă în baza sportivă la terenuri, alături de primarul din localitate, Emil Boc. Ne bucurăm că putem oferi șansa clujenilor să vadă competiții de ținut europene și mondiale. Iată această investiție în baza sportivă de la terenuri publică, unde fiecare tânăr poate face sport. Ne bucurăm că avem o colaborare de excepție cu Federația Română de Tenis de Masă și mulțumesc domnului Romanescu pentru lunga noastră colaborare. Vă amintesc că am avut și campionatul european senior de tenis de masă aici la Cluj. A fost o reușită. Acum suntem alături de echipa României în această confruntare pe care o avem. Până la urmă e vorba de a încuraja sportul și de aceea, în același timp, de a susține performanța, pentru că în tenis chiar că avem ce să arătăm. Fie că e vorba de tenis de masă, că e vorba de tenis de câmp, iată un sport la care românii au excelat și excelează și oameni minunați. Pentru că spatele noastre să fie extraordinare a României, se află oameni care n-au weekend, n-au vacanțe, n-au sărbători și își dedică toată energia pentru antrenorul și pilotul de specialitate să aducă performanță pentru România. Totodată, întreaga delegație a țării noastre, în frunte cu președintele Cristinel Romanescu, i-a invitat la joc pe toți cei care, în acel moment, se aflau la mișcare în baza sportivă amintită.